oferi. Pe frumoasa Valea Bistrei, sărbătorile de iarnă au o semnificație aparte în sufletul oamenilor și mai cu seamă în sufletele copiilor. Aceste sărbători sunt parcă lipsite de entuziasmul de altă dată, de farmecul și bucuria manifestată în obiceiurile pe care le practicau bunicii, străbunicii și chiar eu am prins câteva din aceste obiceiuri. Am încercat să reînviem, să conservăm ceea ce în trecut era baza, era temelia în credințele lor și în viața de zi cu zi. La început, primii care primesc sărbătoarea Crăciunului sunt cei mai mici, care, adunați încete la răscrucea de drumuri, aprind focul și se pregătesc să pornească în pițărăi. Sunt data de 24 decembrie. Pițărăi! Gazdele la poartă cu coșurile pline de pițărăi, de polăcei, să sune din zurgălăi, să ceară, dăm nuci că-s mai dulci, dăm ialune că-s mai bune, dăm un pițărău cât de mic, cât de rău. Se îngrămădesc toți pentru a-și primi darurile și apoi pornesc la drum să colindă și celelalte case. După această dimineață de ajun, cei mici își termină uratul și colindatul lor în pițărăi, îl așteaptă pe Moș Crăciun, iar seara tinerii adunați în cete pornesc în colindat. Colindă, 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 noi vă zicem să trăiți, florile galbe în drumul ți-am fericit. Așa, știi că te-o luat? Sărbători fericite, anul fericit și la mulți ani! După cetele de colindători, în ziua de Crăciun, după datină și după obicei, un grup de copii
mai micuți de școală gimnazială pornesc prin sat cu steaua. Mare minune seara dă la bifla e mastă dată de îngeri și de păstori pe curarii de la oi. De îngeri și de păstori pe curarii de la oi. Aude se laudă multă lângă. Steaua este un obicei religios care anunță nașterea Domnului Iisus Hristos. Strigau păstorii toți tare, le-a dat Domnul lângea mare. Rândoi dă este acum, spre răsări la mai numai. O stea lucită frumoasă și cu raze luminoase. O stea lucită frumoasă și cu raze luminoase. Să trăiești speranța temperată, eu sunt creierul meu. Din pământul meu și în țara mea am venit și eu pe urma stelei ca să mă închid, să aduc darte care se află în țara mea, adică Smirnă, nașa de Hristos să vă fie. Gătește-te acum bine, că-n Mesia vine. Gătește-te acum bine, că-n Mesia vine. Casa ta e aflat-o, împodobește-o gata-o, că-n Maria cea curată întâi vrea să nască. Că-n Maria cea curată întâi vrea să nască. Cine viu de mine s-a spământat. Eu am spământat apele și vântul. De puterea mea se cutremură tot pământul. Eu sunt picirigul mic, n-am putere de nimic. N-am putere într-o mână să tai o găină. Dar dacă mi-ai dau, n-aș lăsa-o. Vecină, știu că ai, dar nu de să mi-o dai. Nu te fă că nu auzi, suite-mi pe ăla cucuruz. Suite-mi pe pe lângă lână și tună cocaua în mână. Nașterea Hristos să vă fie de folos. Trei speranța temperată, sunt creierul Gașpar, din pământul meu și din țara mea Persia, a venit și eu pe urma stelei ca să mă închin să vă aduc darte care se află în țara mea, adică aur, nașterea lui Hristos să vă fie de folos. Să trăiești speranța temperată, eu sunt creierul meu, din pământul meu și din țara mea, a venit și eu pe urma stelei ca să mă închin să aduc darte care se află în țara mea, adică Smirnă, nașterea lui Hristos să vă fie de folos. Să trăiești speranța temperată, sunt creierul Baltazar, din pământul meu și din țara mea Babilonia, a venit și eu pe urma stelei. Să mă închid și să aduc doar de care se află țara mea, adică tăbuie, nașa Hristos să vă fie de folos.